S-au trezit concurenții, au auzeam pe Antonia spunându-le mamelor că i-a fost rău noaptea trecută și a mers la medic. Zicea că undeva pe la ora 5 dimineața i s-a făcut rău, îi venea să verse și a mers la doctor. O întrebau fetele de dimineață ce a pățit la mână, din câte am înțeles i s-a pus o perfuzie noaptea trecută. Cristina cerea și ea voie la cameră să meargă la medic, are și ea acea problemă, s-a accidentat la mână. Discutau fetele despre cum a fost aniversarea Elenei aseară. Spunea Elena că a fost foarte frumos la aniversarea de cuplu. Mamele discutau, bunica lui Alex spunea că a văzut pe un material la un moment dat că o arătau pe doamna Iuliana în pat, că îi se vedeau tălpile murdare și zicea dânsa, eu știu că tu făcusei duș, m-am uitat la tălpile tale, erai curată, dar pe material se vedea ca și cum ai fi murdară. Doamna Iuliana spunea că probabil din cauza că pielea de pe talpă este mai roșie, atunci când bate lumina, când filmează, pare a fi murdar și acesta a fost motivul. Doamna Daniela zicea că nu a observat asta pe materiale, a văzut doar că de fiecare dată când o arată pe Antonia, are șosetele murdare, doar atât a observat doamna Daniela. S-au deschis ușile, concurenții astăzi mai au descris pentru rostul din seara aceasta și de aceea li s-au deschis ușile până la ora 1, am înțeles, când va veni cineva cu care vor repeta acele rosturi. Delia și Liviu s-au bucurat să se vadă. Delia spunea că știe pe de rost ceea ce au scris, că ea întotdeauna când are ceva de făcut își ia rolul în serios. Antonia și Cristian s-au bucurat și ei că s-au văzut în această dimineață. Antonia îi spunea că i-a fost rău și că nu s-a simțit deloc bine seara trecută. Maria și Ștefan erau prin bucătărie. Maria i-a făcut o cafea lui Ștefan și apoi a venit doamna Iuliana, a întrebat pe Maria dacă e bine și Maria spunea că n-a dormit prea bine noaptea trecută, ar fi visat ceva urât. Antonia vorbea cu Vlad despre faptul că i-a fost rău. Vlad zicea că poate a avut o criză de bulimie, că a mâncat și apoi a părut rău că a mâncat și de aceea îi venea să verse, iar Antonia explica că de fapt a mâncat niște ananas aseară și probabil i-a fermentat în stomac și de aceea a bărsat noaptea trecută. Îi explica lui Vlad că i-au dat niște medicamente pentru bilă, niște vitamine, i-au făcut perfuzie și a fost în regulă. S-au apucat concurenții să scrie rostul, spuneau că își păstrează cam aceleași locuri unde au scris și zilele trecute. Era Laura și Albert, erau în terasa băieților și a venit Cristina să-l întrebe pe Albert de ce nu își păstrează locul unde a scris. Iar Albert spunea că el nu are un loc fix pentru că de fiecare dată când a scris undeva, altcineva a venit peste ei și acum vrea să scrie pe terasă. În grădină erau Elena și Valentin, alături de bunica lui Valentin, încercau acolo să mai completeze câte ceva pentru roast.